Consiliul Local Hunedoara a fost convocat în ședință extraordinară pentru a vota rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an. Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara a solicitat rectificarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială din venituri proprii și subvenții pe acest an, în vederea achiziționării a 2 aparate de ventilație pentru transportul pacienților, cât și a unui analizor automat de biologie moleculară, în vederea testării în timp real a persoanelor infectate cu noul coronavirus. De asemenea, Comitetul Director al Spitalului a solicitat modificarea alocațiilor bugetare între trimestrul 1 și 2 în vederea asigurării condițiilor necesare prestării serviciilor medicale de prevenire și combaterea epidemiei provocate de noul virus COVID-19. În total, pentru a preveni și combate epidemia provocată de noul coronavirus, Spitalului Municipal din Hunedoara, în urma votului consilierilor locali, i s-a alocat suma de 525.000 de lei. Totodată, pentru prevenirea și limitarea răspândirii SARS-CoV-2, începând cu data de 21 martie, se reduce numărul de curse conform unui nou grafic de circulație al mijloacelor de transport din municipiul Hunedoara, iar activitatea de transport public se va desfășura după programul afișat pe ecran. De asemenea, Primăria Municipiului Hunedoara informează că în contextul luării unor măsuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus și având în vedere că se apropie data de emitere a abonamentelor de călătorie pentru transport public, aferente trimestrului 2, pentru evitarea aglomerației persoanelor beneficiare de facilități la distribuirea acestora, se prelungește valabilitatea abonamentelor aflate în circulație pe o perioadă de 30 de zile.